Pentru a marca ziua lucrătorilor din penitenciare, care este stabilită pentru data de 29 iunie, la penitenciarul Giurgiu a fost pregătită astăzi ziua porților deschise, oferindu-se astfel publicului posibilitatea să viziteze anumite zone din penitenciar. Giurgiuvenii nu au fost însă interesați să profite de această ocazie. Chiar dacă pare paradoxal, astăzi a fost ziua porților deschise la penitenciarul Giurgiu, dar publicul giurgiuvean nu a fost interesat prea tare să viziteze traseele puse la dispoziție de către conducerea penitenciarului. Între ora 10 și 13:30 ar fi trebuit să aibă loc acest eveniment, iar lucrătorii de la penitenciar au fost pregătiți să primească vizitatorii. Singurele persoane care s-au prezentat aici au fost obișnuiții vizitatori ai deținuților sau persoanele care sunt interesate de posturile scoase la concurs. Conducerea penitenciarului a pregătit totuși așa cum trebuie evenimentul și l-a anunțat de săptămâna trecută. Lipsa de interes a publicului poate fi explicată și de faptul că ne aflăm în perioada vacanțelor, dar și de canicula care persistă de mai bine de o săptămână.